Bună ziua, lumea, sunt Timo, acesta este al treilea episod de Elden Nu World cu Răzvan și suntem în village. Vrei să facem acel side quest cu pickaxe-ul? Hai atunci aici să vedem... Avem tot, să mă duc. Ok, am spart spawner-ul. Ia, 7 emeralde. Ieri că am găsit noi un castel încolo când veneam din... Vrei să mergem acolo înainte? Aventura strâncoțura. Cum al găsi? Am găsit altceva în schimb. Let's go! Aventură! Ce aici? Let's go! Ce găsim aici? Vin! Fii atent ce vinde ăsta! Uită-te! Eu cumpăr, pot să cumpăr sabia. Vai, dar am aruncat floarea aia undeva. Let's go! Ok, deci pun astea și... Da, cum se numește, actually? Ok, e prea lung numele și nu pot să-i văd titlul. Se numește Rannik Piercer. Ok, păi, știu undeva trebuie să ne întoarcem. Va trebui să ne întoarcem la spawn, oarecum. Dodo. Era un chest aici cu o mapă. What? Și noi n-am știut. Coi, avem mapă. Suntem proști. Uite aici, Răzvanie. A, da, dacă ne pierdem, vezi că ne putem vedea pe harta aia, ca să știi. Da, știu. Aia apare acum, dar să nu, ia, ăsta e NPC-ul Olaf, da, uite. Îi dăm toteme și ne dăm blocuri de emeralde. A? Nu mai vrea. Am luat decât unul, cred că ne lasă decât pe zi să luăm câte unul, ce dracu. De ce suntem pe lumea asta și de ce trăim? Și avea curul atât de larg. Că s-au flăcit toate coaile. Let's go, Naudu. Hai da, aventura! What the fuck? What? No, nu, Nick, nu! No. O dropat o sabie! Ia, scoate sabia aia! Poate ai și tu ceva fain acum. Aude acum. Ioa, e bună, dar loot in 3, man. Gata, avem chestii faine. Mai am încercat pentru principal? Deci white gold. Trebuie să mergem colo, cică. Ah, ce fain e că n-ai muzică pe fundal. Bă, se va acolo? După tine, Răzvan, cune. Oh. Uai, aici am mine. Ioi, ce frumos, ai. Asta, let's go. Bine că eu pic. Uite ceva aici. Eu vezi turnul ăla. E și un maiden acolo. Maidens? Maidens. Without maidens, it's not anymore maidens. It's only pain. Uai, sabia asta dă foc, acum văd. Uai, aici are fire intrat. Aspect. Fuck you! Păi, dar n-a dat un rezolv. Ai de pula mea. Oooo. E mai fain mersul pe jos decât cu alu. It's a bonfire here. Nimă, am luat o undiță, putem pescui, bro. Let me fish a bit. Hai mă să pescuiesc, speri pești. Ia, am prins un pește. Ok, white golden colo. Unde dracu intrăm, că ne despărțim pe dimași de hartă. Deși mi-e frică unde mergem, unde dracu ne ducem chiar, că vă cam ieșim și din hartă, nu mai putem vedea pe hartă unde suntem, băi. Acum vezi că vine ceva din apă gigantic. A, uite, pământ. O să e cu un totul alt loc, nici nu mai avem pe hartă locul ăsta. Ia acele. Ce e acolo? Or 3, Grieve, Alpha, Power, Light and Fate. A, demigod. Un alt demigod, at least not true. Altă hartă. Ăsta e un mormânt. Ha? Da, florile. Ai, ok, n-atingem florile. Uai, 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 ce mare e locul. Cred că am găsit și boss room. Răzvan. Avem un boss, fii pe fază. Let's go. Uite, mă, dragă. Uai, dar apoi mi-am axat-o. Uai, mai am un HP, trebuie să fug un pic, dă-i tu. Another one? Nu. Is that you on Hollow? I'm very glad to see you, because I know how to stop the fourth demigod. And will help me in this, just be quiet if they can hear us. The guards serve the demigods only because he threatens them, but they are mine friends, so they can turn a blind eye to you too. Anyway, explore the city, find the name man named Glodbur, and take the compass from here. Mere. Mere. What's this place? Butonul? Butonul. Dar și gălăgios ca dracu. Uite că avem acolo scară. Imagine using stair ladders. Imagine.
Iatron. Da, bă, noi suntem regi, gata. Bă, cum fac am Iotron? Eu trebuie de aici. Tu ce mă, dracu? Hai, vezi, ia-mă, trebuie de aici, mai ieși în dos. Nu știu, băi, apă. Total sent you, okay. Take the compass in the chest, head to the red playlist to defeat the weakness of the demigods, the Rotten Magma Club. By killing you can weaken the four demigod influence on the red plague island. In general, the compass points to a small village. There are people who will tell you everything in more detail. My bones are here when you want to know.